Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom avea invitați pe doamna profesor Maria Nițescu, profesor de vioară în cadrul Școlii Gimnaziale Victor Carpis. De asemenea, invitați vor mai fi, va mai fi și doamna Petrică Elena, împreună cu Petrică Antonio, nepotul dumneai. Antonio fiind component al echipei CSM Dunărea Giurgiu la atletism. Dragi telespectatori, vom începe cu o melodie interpretată de ansamblu instrumental de la clasa de vioară a doamnei profesor Nițescu. Doamna profesor, vă rog să ne spuneți cum se numește melodia pe care o veți interpreta. Joc din Vlașca. Vă rog frumos. Să vă luați loc pe scaun, copii mergeți în pe scaun și o să vă chem când o fi să interpretați Adriana, altă melodie. Adriana, să ție amândouă partiturile, da? Nu, să-l puneți vioara pe... Așa. Vă rog să ne spuneți, doamna profesor Nițescu, când v-ați hotărât să deveniți profesor de muzică și cum a evoluat această decizie în timp? M-am hotărât să devin profesor de muzică de când am început să învăț vioară, adică din clasa 1. Când am început să cânt melodii, atunci am simțit mai tare că vreau să mă fac de profesoară de muzică. Da, da, da. Și aici mi-a fost țelul meu. Primele 4 clase le-am făcut la Tulcea, nu în București sau... Și după aceea la București. Da, 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 da. Sunteți deloc din Tulcea, dumneavoastră. Da, da. Da. Ați iubit muzica de mică? Sau această pasiune s-a dezvoltat pe parcurs? Nu, am iubit muzica de mică. Da. Ce a dus la acest fapt? Ați văzut cineva în familie care a studiat vioara? Am avut... soția directorului la care eram eu la școală generală, eram la grădiniță, mă vedea dansând la grădiniță și s-a părut că am talent. Și m-a ascultat odată și a văzut că nu s-a înșelat și atunci a vorbit cu mama și m-a dat la vioară. Da, da. Trebuie să anunț telespectatorii noștri că pot trimite mesaj la numărul afișat pe ecran. Orice problemă legată de emisiunea noastră, vă rog să trimiteți întrebarea și noi, pe cât posibil, vă vom da răspunsul. Domnul profesor, când și unde v-ați început cariera didactică? După ce am terminat facultatea, conservatorul da. De muzică.
Întâi am fost la două școli generale și apoi am venit la școala de muzică de când, din 80 până acum, numai la școala. Unde ați fost repartizată după terminarea conservatorului? În comuna Nana, din județul Călăraș. Da. O localitate cu renume. Da, acum da, mai nou. Cu renume. Da, după aceea? Și apoi m-am transferat la Tămădău și de acolo am venit la Giurgiu. Da. Unde ați... Unde era soțul meu. Da. Repartizat prin repartiție guvernamentală. Da, trebuie menționat faptul că este soția domnului profesor Nițescu și dumneavoastră a fost invitat în cadrul emisiunii noastre. Da. Da. Avem o filmare la școala gimnazială numărul 4, Mihai Eminescu, realizată de prietenul meu, Gelu Brebenel, un adevărat profesionist în televiziune. Vă rog frumos, regia, să prezentați filmarea. Reușită de mare răsunet al atletei giurgiuvene Ioana Zorilă. Sportiva de numai 15 ani s-a întors de la naționalele de la Cluj cu titlul de campioană națională la triplu salt și vicecampioană la săritura în înălțime. Este a patra urcare pe podiumul național al acestei sportive, care de ani de zile se antrenează prin parcuri sau terenuri neconvenționale pentru atletism, de cele mai multe ori pe asfalt. Am fost la Cluj la campionatul național pentru junior 3 cu Ioana Zorilă și cu Radu Mihai Sima pentru pregătire în vederea naționalelor de peste două săptămâni. Acolo am obținut un titlu de campion național la triplu salt feminin și o clasare pe locul 2 la săritura în înălțime, foarte aproape de locul 1. Vorbiți de săritura în înălțime, deși, după câte știu eu, vă antrenați în spații neconvenționale. Cum se antrenează sportiva noastră la înălțime? Păi se antrenează cu metode învechite, cu metode specifice educației fizice pentru cunoscători, pășirea simplă, dublă și ventrala, care se lucrează la educație fizică pentru că nu există saltea, stâlpi și ștacheta. La fel, campioană națională la triplu salt în condițiile în care nu se antrenează la o groapă condiții. Da, aceeași problemă cu aterizarea, pentru că neavând decât în foarte puține ocazii groapă cu nisip, suferim la ultimul pas, la aterizare. Pierdem mult acolo. Ce se întâmplă cu sportivii noastre de nu sunt agreiați să antreneze într-o sală? Despre ce este vorba? Așa cum s-a spus public, vor copiii în sală, dar fără antrenor. Asta este de ani de zile și se știe. Spuneți-mi, pentru ce vă pregătiți pe termen lung? Pe termen lung vrem să obținem maxim din ceea ce facem. Copiii pe care i-am avut la pregătire și-au definitivat unii dintre ei perioada de selecție și încă 3 ani din perioada de atletică diversificată. Asta ce înseamnă? Că acum putem să ne specializăm pe 1, 2 sau 3 spectre de probe, gen probe combinate plus triplu salt și 400 metri garduri în cazul Ioanei Zorilă. Ce rezultate vizați? Păi, dacă până acum am fost la nivel de campion național, următoarea treaptă este să participăm la Balcaniadă, cu progres, evident, la fiecare probă și să accentuăm pregătirea și în vederea participării la campionatele europene pentru junior 2. Ioana Zorilă este actualmente legitimată la Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Sportiva se antrenează cu George Marius Sima de 4 ani și n-a mai sărit pe o saltea la Giurgiu de mai bine de un an. Și la triplu salt se antrenează neconvențional și vede o groapă adevărată pentru săritura în lungime, numai când merge la concursuri în alte localități. A fost un concurs frumos, reușit, cu totuși că se putea mult mai bine. Campioană națională la triplu salt, vorbește-ne și nouă puțin despre modul cum te antrenezi la Giurgiu pentru triplu salt. După cum știți, mă antrenez în condiții grele, mai ales pe beton. Asta a fost. Și la înălțime ai sărit 1,55 și vicecampioană națională, da? În condițiile în care te rog să ne spui când ai sărit ultima oară la antrenament pe saltea? N-am mai sărit la înălțime, la Pitești. De atunci, de aici în Giurgiu, de un an. N-am mai văzut o saltea și o ștachetă. Să înțelegem că te antrenezi practic la competițiile naționale. Da, exact. Mă duc acolo cu o zi, două înainte, fac antrenament, la ce nu am
condiții aici, la sală. De ce crezi că nu sunteți primiți într-o sală de sport din Giurgiu să vă antrenați normal? Suntem prea buni. Consider că este inadmisibil, așa ceva nu cred că s-a mai întâmplat în istoria sportului, practic să faci să te antrenezi la competiții, pentru că acasă nu poți face antrenament. Cu toate astea, domnișoara Zorilă este campioană națională, vicecampioană națională, este inadmisibil. Deci eu nu pot să cataloghez această situație. O să revenim asupra acestei filmări extraordinar de bine făcută de domnul Gelu Brebenel. Antonio, te rog să ne prezinți atât activitatea ta școlară, cât și activitatea extrașcolară. În activitatea școlară nu am numai programele școlare care le avem cu toții. Sunt și clasa de not a doamnei Sima. După școală am teatru, practic atletism cu domnul Sima și duminicile și vinerea, sâmbăta, depinde de posibilitate, merg și la biserică. Da, am înțeles de la bunica ta că tu crezi foarte mult în Dumnezeu, Antonio. Ce reprezintă pentru tine Dumnezeu și Sfânta Biserică? Dumnezeu este Tatăl nostru, al tuturor, iar biserica este casa Lui, unde mergem să îi mulțumim pentru toate. Ce te face pe tine să crezi atât de mult în Dumnezeu? În primul rând, minunile care le-am auzit despre sfinți, Sfintele Moaște care le-am văzut foarte des și cărțile citite. Da, citești? Da. Ce carte bisericească ai citit? Cărți de rugăciune. Sigur, sigur. Cartea Sfântului Efrem. Sigur. Și acum citesc o carte care nu e de la biserică, o am de unde m-am înscris la niște meditații, Degeaba cântă cucuveaua. Da. Antonie, ești un băiat deosebit. Dragi spectatori, am filmat ieri în parc unde făceau antrenament acești minunați copii. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, acasă când am montat filmarea, mi-au dat lacrimile. Este inadmisibil ca în secolul 21 asemenea copii frumoși să facă antrenament în parcuri. Am înțeles că pe un băiat trebuia să-l muște un câine, da, pe altul trebuia să-l calce mașina. Cum este posibil așa ceva? Este inadmisibil, pur și simplu este inadmisibil, este de greu de crezut că se poate întâmpla așa situație. Da, Antonio, spune. Da, este vorba de Sebastian Olăroiu, care în parcul alei, în timp ce alerga, era cât pe ce să fie mușcat de un câine maidanez. Am înțeles că astăzi ați făcut antrenament pe canal. Nu, n-am fost astăzi la canal. Dar când ați fost? De anul trecut n-am mai trecut pe acolo, dar atunci când făceam antrenament, după, ne băga prof în apă. Doamne, vă întreb, doamnă, pe dumneavoastră, doamna Elena, ce fel de copil este Antonio? Că pare totuși un copil deosebit. Nu totuși, sigur. Ce fel de copil este acasă? Da, să merge, că îi place la biserică. A avut o perioadă când mergea mereu, după aia a mai rănit un pic, că a fost pregătirile acum, pentru că trece clasa 5, așa a avut dat de teste, niște teste. Îi place să meargă la mănăstire, la Sfântul Ioan Rus, merge sâmbăta, după amiază acolo. Duminică, când ai fost în pelerinaj? Nu, da, parcă, da, duminică am fost într-un pelerinaj. Cernica, la... La mănăstirea Cernica? Da. S-a simțit foarte bine, mi-a zis, când a fost acolo. S-a simțit el așa ceva sufletește, care face să Din familia ta, Antonio, cine are acest dar de a crede în Dumnezeu, de a fi aproape de biserică? Pe cine ai moștenit tu? Din păcate pe niciunul dintre părinții. Am înțeles că părinții tăi sunt plecați în Spania. Da, sunt plecați în străinătate. Cu atât mai mare este meritul bunicilor tăi în educația pe care o primești. Da. Acum, stimați spectatori, am să invit pe eleva Sincu, Adriana, să ne interpreteze o melodie la vioară, bineînțeles. Înainte de asta, am să întreb pe doamna profesor Nițescu, câți copii v-au trecut prin mână, doamna profesor, de-a lungul timpului? De-a lungul timpului, adică din anul 1980,
cel puțin 14 elevi în fiecare an. Și am mai avut și 20, anul trecut, de exemplu, am avut 20. Da. Și nu i-am socotit pe toți. Oricum, sunt foarte mulți. Asta numai la școala de muzică Victor Carpis. Da. Dumneavoastră mai profesați și la altă școală gimnazială? Nu. Deci, practic, numai la Victor Carpis, la școala gimnazială Victor Carpis. Da. Te rog frumos, Adriana, să ne spui. Tu, practic, revine emisiunea noastră, ai mai fost prezentă. Pentru telespectatorii care nu te-au văzut, nu au văzut emisiunea în care tu ai fost prezentă, să ne spui ceva despre activitatea ta școlară. Anul acesta o să trec în clasa a șasea la școala gimnazială Academician Marin Voiculescu. Da, și concomitent cu școala gimnazială Marin Voiculescu, practici la doamna, studiezi vioară la doamna profesor Nițescu. Da. Ce melodie ne interpretezi, Adriana? Concert de Acolai. Te rog frumos, succes! Thank you.
fericită, fericirea, Diana, foarte frumos. Te rog să iei loc și continuăm, doamna profesor Nițescu, cu dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți care au fost principiile după care v-ați ghidat activitatea didactică. Principiile după care mi-am ghidat sunt foarte simple. Copilul să fie foarte talentat, să aibă disponibilități instrumentale, adică degete lungi, subțirele. Poate ne-am pus eu o întrebare, ne-am adresat-o corespunzător. În sensul, care a fost principiile dumneavoastră ca și profesor? Eu am considerat că trebuie să fiu foarte corectă și să vin la ore tot timpul, la ora care trebuie, să nu întârzi niciodată și să îmi fac datoria așa cum am învățat să fac. Da. Când v-ați început activitatea artistică, doamna profesor? Chiar din primul an de învățământ. De câte ori s-a organizat ceva activități cu școala de către profesori, eu am fost acolo sufletul activităților. Am cântat și cu orchestra. Domnul profesor Levențiu. Da. Dar am avut multe recitaluri așa. Da. Vă întreb care este cea mai mare realizare profesională a dumneavoastră? Cea mai mare realizare este o fetiță care am avut-o și care a fost foarte, foarte talentată. Se numește Marina Filip, care a luat foarte multe premii valoroase, atât în țară cât și în străinătate. Și în țară tot concurs internațional, jeunesc muzical. Da, da, da. Am înțeles că este la Londra, acum trăiește la Londra. Acum, da, trăiește la Londra, este fizician de meserie, dar este și într-o orchestră simfonică, nu știu, de tineret sau cam așa ceva, unde au vrut să o pună de la început. Când au văzut ce bine cântă, au vrut să pună concert maestru, dar ea n-a acceptat pentru că i-ar fi trebuit mai mult timp. Da, da, da. Pentru a merge în paralel și cu profesia deci, și cu... ca să fii concert maestru, da, îți trebuie, da, o pregătire, sigur, îți trebuie... Sigur. Timp foarte mult la dispoziție. Da, da. Și ea n-avea asemenea timp. Da, da. Antonio, aș dori să discutăm puțin despre activitatea ta extrașcolară, respectiv despre atletism. De ce ai ales atletismul? În primul rând, de atletism am auzit prima oară la școală, când doamna noastră de sport a început să ne vorbească. Din clasa întâi am auzit despre el, dar n-am avut o plăcere. În clasa a doua, pe la început, așa, am început să mă duc. Mi-aduc aminte că și atunci eram afară, dar am intrat și atunci înăuntru și iar ne-a dat afară. Da, suntem un fel de pasați. Da, da. Și la ce crezi că te ajută pe tine atletismul? În primul rând, atletismul ajută pentru creșterea armonioasă a corpului. Frumos. Și în același timp este și un sport... mai complex, adică nu este gen judo, numai bătaie, este atletism. Deci e unul unicat. Ce probă ai ales la atletism? Probe la care am început să merg a fost prima probă garduri, după care ștafeta, la primul meu concurs. Pe urmă am început garduri și lungime. Și acum, în viitor, am vrea să facem triplu salt, ca și Ioana. Da. Și am dorit și, cum le spune, stați că nu mi-aduc aminte, marș. Da. Este grea proba de marș. Da, da. Ce-o asumi? Mi-o asum, mi-o spun risc. Da, sigur, sigur.
stimați spectatori, trebuie să vă mărturisesc faptul că inițial, în emisiunea noastră, alături de doamna profesor Nițescu, trebuiau să fie prezenți domnul profesor Sima și sportiva Zorilă Ioana. Însă au primit amenințări că nu este bine să vină la noi, la televiziune, la noi în emisiune, pentru că vor suporta consecințele. Cred că este un comportament inadmisibil din partea conducerii clubului să, lase, să preteze la asemenea gesturi. Numai cineva care este incompetent sau nu cunoaște ce înseamnă cu adevărat sportul și chiar viața în general, pot să spun, se poate preta la asemenea, amenințări. Practic, până la urmă, sunt faptele dumnealor, trebuie să și le asume, pentru că acești copii sunt nevoiți să facă antrenament pe canal, în parcuri, printre mașini, printre câini, să-i muște câinii. Întreb și eu conducerea clubului CSM Dunărea Giurgiu. Ferească Dumnezeu să calce mașina un copil în timp ce aleargă. Cine suportă consecințele? Cine își asumă aceste fapte? Vedeți că nu s-au gândit la asemenea lucruri. Cine puteți spune, doamna Elena, referitor la ceea ce... la situația de fapt? Eu merg cu nepotul meu de când a început, în clasa a doua mi-a cerut să-l duc acolo. La început ziceam, vedeam așa mai tofoloc, ce să faci tu acolo? L-am dus. Și după aia am prins drag și eu, poate mai ceva ca el, că acum îl împing de la spate să meargă mereu, îmi place, face diverse probe. Perioada când a fost în sală, lucra și ei la... la înălțime, că avea acces la saltea acolo, la groapa de nisip mai exersa. Acum, unde se exerseze aici? Decât în iarbă. Doamna Elena, s-a adevărat dumneavoastră și nici acum nu vine să cred ce spunea Ioana Zorilă. Durant de zile n-a mai sărit la saltea. Domn profesor a confecționat din scânduri garduri ca să exerseze copiii. Și a întrebat-o domnul Bevenel, da, domnul Anzirin a mai sărit, dar la concursuri fac antrenament, sări. Și cu atât se câștigă. Așa s-a întâmplat. Domn profesor a făcut și trambuline, care le folosesc, exersează cu ele pentru sărituri. Da. Și bila are dumnealui de cu bila, dar sulice nu au ca să exerseze. Doamna Elena și doamna profesor Nițescu, după părerea mea, cea mai grea judecată după judecata divină este judecata copiilor noștri. Nu știu cum o să reacționeze domnii în cauză în momentul în care acești copii, peste ani de zile, îi vor judeca. Pentru că nu le-au dat șansa de afirmare. Dar dumnealor chiar nu au mustrări de conștiință, chiar nu au copii. Cum se poate fi posibil așa ceva? Cu această ocazie chiar îi felicit pe domnul Gelu Brebenel și pe Bogdan Vladu de la televiziunea locală Valahia, pentru că și dumnealui a dat un reportaj legat de această temă. În schimb, domnii de acest mediu la Giurgiu, cum au auzit că trebuie să vină în emisiune, au știut să amenințe să mai vină. Trebuie să luăm atitudine toți legat de aceste fapte. Cu această ocazie anunț toate persoanele care constată abuzuri împotriva copiilor, fie că sunt la cluburi sportive, fie că sunt la școală, pe stradă unde, îi rog frumos să sune la televiziunea noastră și invit după discuție prealabilă la noi în emisiune. Este inadmisibil, exact cum spuneam. Cum dorim noi să armonizăm societatea? Cum dorim noi să ne revenim ca nație? Să învățăm firea lucrurilor dacă noi nu avem grijă de copiii noștri? Ne batem cu cum punem în piept că facem parcuri, facem, nu? Dar în schimb copiii ce facem cu ei? Este o foarte mare hibă a societății. Cred că foarte curând se va schimba. Ce poți să spui, Antoniu, referitor de felul în care te pregătești tu? Este unul foarte urât, deci sunt mari pericole. De exemplu, am făcut odată alergare cu spatele și m-am lovit de o mașină. M-am lovit foarte tare, cam extraordinar, în zona asta. Extraordinar. Pot să spun că dacă în sală era mult mai bine, pentru că în sală cei care sunt... Înțeleg că ați făcut cândva antrenament în sală, dar după aia ați fost dați afară. Da, domnul de acolo, în ziua în care ne-au dat afară, am venit, bună ziua, să intrăm în sală și au spus, de ce intrați aici?
Să întrebați pe profesorul dumneavoastră că eu nu mai vă primesc, că a urlat la mine, că a țipat la mine, nu știu ce a spus, nu mai mi-aduc bine aminte. Chiar dacă nu domnul ne-a spus, ne-a povestit, pentru că dumnealui aprinsese doar o lumină, pentru că era întuneric și sărea zorit Ioana la garduri. Da. Trecea gardurile și putea să ia un gard în față sau să cadă peste un gard dintre acelea. Și de aceea a prins domnul lumina și începuseră că noi consumăm banii de la club, că noi... Da, probabil că voi erați din Bulgaria, erați din altă țară, nu erați din, dar noi din țară sau din orașul nostru. Așa cum ziceau dumnealor, i-a avut toate drepturile dumnealor. Considerau așa. Da, da. În sală mai putea să mai exerseze și cu cuile în picioare, aici nu pun cuile decât când merg la concursuri. Domnule, rămân surprins într-un lucru. Am citit în presa locală faptul că domnul primar a promis că toți copiii vor avea acces în sălile de sport, nerestricționat. Acum intervin și eu. Am vorbit cu domnul primar despre chestiunea dată afară din sală și a spus că nu este sala primăriei, că este sala de acolo și că o să-l dea jos pe domnul de acolo. Uh-huh. În primul și în primul rând suntem pasați. E sala primăriei, când mergem la primar ne spune că e sala lor. Când mergem la ei, sala primăriei. Când mergem... Antoniu, ești extraordinar. Cum ne judecă copiii. Vedeți, stimați spectatori? Vedeți? Este normal să se întâmple așa ceva la noi în oraș? Avem atâtea săli de sport. Este loc pentru toată lumea. De ce noi încercăm să acaparăm ce nu este al nostru? Dacă era o sală privată. Într-adevăr, cum este balonul de pe ghizdarului, de la vamă, într-adevăr, este al meu, fac ce vreau cu el. Dar sălile sunt ale comunității. Exact cum spuneați dumneavoastră, doamna Elena, în interviu. Sunt banii dumneavoastră. Cum spuneați dumneavoastră? Aș vrea ca și nepotul meu să aibă acces, pentru că și eu plătesc impozite, plătesc taxe aici la Giurgiuș. Sper că din astea să plătesc, adică consider eu și cred, dacă mă înșela și nu o fi adevărat, că să plătesc acolo ce este de plată din impozitele și taxele pe care le plătim noi. Și aș vrea să aibă și el condiții, cum au și ceilalți care merg acolo, să... exerseze și el să fie mai bun să... Din start pornesc cu un handicap. Faptul că nu au posibilitatea să antreneze la valoarea lor. Da. L-am văzut pe Antonio. Eu vă spun, dacă filmarea pe care am efectuat-o ieri în parc, aproximativ 25 de minute, dacă ajunge în presa națională, exact ce s-a întâmplat cu copilul legat de clanță, cred că așa se va întâmpla și la nivel național. Ce s-a întâmplat cu copilul și ăștia. Ca să vă spun că și ieri un copil s-a lovit de o mașină în timp ce alerga. Dacă nu striga cineva la el, intra în altă mașină. Deci vă spun cinstit, dacă acest material pe care nu l-am dat, că am zis totuși, nu are rost, important este să remediem situația creată și să fie bine pentru toți copiii din orașul nostru, indiferent de la ce școală provin, că este școală privată, că este școală care aparține Consiliului Județean, CSM-ului, nu contează, sunt copiii noștri, sunt viitorul nostru. Ei trebuie să aibă întâietate în absolut toate cele. În primul rând, cu ei trebuie să înceapă orice discuție, orice proiect, da? Eu cel mai bun exemplu îl văd la domnul deputat Nicolae Florian. Niciodată dumneavoastră nu vorbește la viitor, ce voi face, tot timpul la ce am făcut. Eu consider că așa trebuie să vorbească orice om politic, orice om de bun simț. Când auzi, voi face, voi drege, nu, asta este, mai porumește gargară. Nu, să lăsăm faptele să vorbească, da? Să vorbim de ce am făcut, că așa de ce vom face este înstrătuit de 25 de ani. Uitați în ce situație s-a ajuns cu acești copii. Au spus că ei ne primesc în sală, ei vor să ne primească în sală, dar fără profesor. Adică noi să ne ducem acolo, dar fără profesor. Să facem singur antrenament. Să ne apucăm cu altcineva. Uh-huh. Nu dăm nume. Păi nu, când cineva nu vrea să facă un lucru, găsește motiv. Da? Da. Și dacă pleca domnul profesor, vă spun că la fel pățeați. Sigur, da. Dar domnul profesor a spus că el cu orice situație nu se lasă. Da, am avut o discuție cu domnul profesor. Și a spus, domnule, indiferent de situație, ca să nu trebuie să menționăm faptul că domnul profesor Sima este de 4 ani la club, dar nu este angajat. Da. Deci dumneavoastră nu primește nicio remunerație pentru munca pe care o prestează. Da. Și mi-a zis, domnule, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar de când sunt plătit, deși am și eu necesitățile mele, ca orice om, pentru munca pe care o prestez. Am și eu telefon de plătit, am și eu întreținere, am și eu multe de făcut. Da. Ei, cu toate astea, indiferent ce s-ar întâmpla, eu cu copiii aceștia nu-i voi lăsa. Și a scos campion național, vicecampion național, copii foarte talentați, dar așa este la noi în oraș. Au dreptul numai cine vrea, nu mai dau nume. În schimb, alți copii care nu sunt în grațiile dumnealor, nu au voie să facă absolut nimic. Sunt marginalizați, exact cum este cazul acestor copii.
Doamna profesor Nițescu, vă rog să ne spuneți ceva de, legat de faptul în care lucrați dumneavoastră cu copiii. Ce trebuie să întrunească copiii pentru a fi selecționați, să facă parte din clasa de vioară pe care dumneavoastră o conduceți? Ce aptitudini trebuie să aibă ei? Deci, chiar de la începutul anului, chiar înainte de începutul anului, în luna septembrie, se organizează un examen de aptitudini. Da. Pentru elevii de clasa 1 sau de anul 1, cum ar veni. Și acesta constă în intonarea unui cântec, îi se dau niște sunete la pian să le reproducă și niște bătăi din palme să le reproducă și pe acestea, dacă este exact la toate. Înseamnă că e foarte bun, dar la vioară trebuie să aibă și degetele lungi și subțirele, să nu fie cârnăciori. Și, mă rog, trebuie să aibă foarte bun auzul, foarte, foarte bun. Nu relativ sau nu știu ce, trebuie foarte bun să aibă. Deci o condiție primordială este ca ai noștri copii să aibă auzul fin, auz muzical, să simtă ritmul. Și memoria muzicală se mai testează. Memoria muzicală, da. Se dă un fragment din diverse cântecele și el trebuie să intoneze din memorie, deci ce a reținut fragmentul respectiv. Și practic din comisie de cât dumneavoastră faceți parte, doamna profesor Nițescu? Nu, nu, nu. Și colegii mei. Deci este o întreagă comisie, nu? Da, este o comisie mai mare. Și se dau note? Care este criteriul? S-au respins. Uh-huh. Deci nu se dau note, că ar fi un șoc pentru copii. Da, da. Dar admis și respins e foarte bine. S-a întâmplat des, bănuiesc, să întrunească numărul de locuri și să rămână mai mulți copii pe din afară. Nu, nu, nu s-a întâmplat. Adică nu s-a întâmplat. Nu. Am înțeles. Da. Te rog frumos, Adriana, să ne mai interpretezi o melodie. Ești foarte talentată și ne face plăcere să te auzim de fiecare dată. Dacă poți să ne spui cum se numește melodia... Este studiu de Jacques Ferrol Mazas. Succes, Adriana! Stimați spectatori, am primit mai multe mesaje, unele dintre ele foarte, foarte dure.
Am să le citesc. Doamna domnișoara Anca spune că este normal să fim ultimii pe țară la învățământ și educație cu această atitudine a organelor de conducere din orașul nostru. Pot spune că e adevărat. Poftim? Pot spune că e adevărat ceea ce spune. Tu ai spus-o. Da. Alt mesaj. Consider că se întâmplă multe lucruri ne la locul lor, la Clubul Dunărea Giurgiu, pe banii noștri ai giurgiuvenilor. Este normal? Ne întreabă pe noi Vasile, domnul Vasile. Nu este. Nu știu, nu pot să mă pronunț. Ce am știut și am văzut, am spus. Însă, ceea ce nu cunosc în amănunt, nu pot să mă pronunț. Singurul lucru pe care mă doare foarte mult este legat de ceea ce se întâmplă cu voi, dragul meu Antonio. Este inadmisibil. Este inadmisibil ca în secolul 21 atâta nepăsare față de viitorul, de copiii noștri. Aici pot să mă bat cu oricine. Povestește cum mergeați asta iarnă la cetate. Da, deci noi asta iarnă ne-am avut pic de căldură. Adică alergam cu gețile pe noi. Eram în zăpadă, mergeam la cetate, în alei. Deci nu aveați acces iarna la minus 14 grade, făceați antrenament afară, voi, la vârsta voastră? Da. Cu zăpada până la glezne. Vai de mine, nu se poate. Prinsese crustă zăpada. Dar părinții, ce spuneau părinții voștri? Cum este posibil așa ceva? Este inadmisibil. Cum să călească? De când face sport, nu a mai răcit. Înainte... Înseamnă că i-a prins bine. Dar a fost și, cum să spun eu, unora și celor mai mici ne-a fost urât stând afară. Au fost mulți care s-au lăsat. Eu vă mărturisesc sincer. Eu doresc ca în momentul în care domnul profesor Sima va fi angajat și copiii noștri vor avea acces în sală, materialul pe care l-am, promit că îl voi șterge. Dacă nu, acest material va merge unde trebuie și vă spun că nu va ieși bine. Este inadmisibil să se întâmple așa ceva. Inadmisibil. Eu spun mai tu, aveai, tu, Antonio, aveai lacrimi în ochi ieri când vorbeam cu tine și îmi spuneai în situația în care vă aflați voi. Cum este posibil așa ceva? Deci neapărat, rog frumos, conducerea clubului CSU, CSM Dunărea Giurgiu, să ia măsuri ca acești copii să aibă ceea ce merită. Noi nu renunțăm la domn profesor Sima. Păi și dumneavoastră a spus că... Pentru că este foarte sufletist. Predică... Păi acești oameni, doamnă, care sunt sufletiști și vor să facă ceva, nu sunt lăsați în pace de neaveniți. Și face antrenament cu copii și de câte două ori pe zi. De ce nu lăsați să vină domn profesor Sima în emisiune? De ce? Pot să dau eu răspuns? Te rog frumos, Antonio. Am fost și eu de față când l-am amenințat. Îi spun numai la televiziunile care sunt agreate de ei, de posturile agreate de ei, pentru că atunci când nu le convine ceva, să poată să taie, să nu apară. Ești un băiat extraordinar, Antonio. Ești un băiat fantastic. Merită acest copil să nu aibă atenția noastră. Este inadmisibil. Ne-am atinit și Vlăduț. Felicitări pentru emisiune. Săptămâna aveți subiecte interesante. Mulțumesc, Vlăduț. Ești un băiat foarte bun. Am mai primit un mesaj de la tine săptămâna trecută. Îți mulțumesc încă o dată. Doamna profesor, fiind pe final de emisiune, aveți mai multe diplome. Vă rog să ne arătați cele mai semnificative, dacă se poate. Eu zic că toate sunt semnificative, dar pe care vă cad la îndemână dumneavoastră. Uitați, aici am un premiu întâi. La Râmnicu Vâlcea. Am participat și la olimpiadele de interpretare instrumentală. Și aici este olimpiada de interpretare instrumentală. Da, de la Vâlcea. Da. O secundă, doamna profesor. Copii, vă rog frumos să luați loc la pupitre, să mai interpretăm multe melodii la final de emisiune. Fără gălăgie, ușor. Da, doamna profesor. Antonia, știu pe doamna profesor. Ține tu... Nu mai puțin. Tot premiul întâi, aici este la Palatul Național al Copiilor. Această fetiță a plecat în Franța și anul trecut și va continua să studieze vioară și acolo. A, înțeleg că s-a mutat definitiv în Franța. Da, s-a mutat da, cu părinții. Da. Foarte multe diplome, doamna profesor. Într-o viitoare emisiune promit că o să ne uităm mai mult printre ele. Trebuie să menționăm faptul că Antonio
dorește să urmeze ce facultate, Antonio? Spune tu telespectatorilor. Facultatea de teologie. Sigur că este un băiat foarte inteligent, m-a cucerit, cum l-am văzut, m-a și cucerit. Este un băiat extraordinar, bine crescut, fără să aibă niciun fel de restricții. Tot ceea ce face este pozitiv. Îți doresc mult succes în viitor, Antonio, și să se bucure părinții tăi de tine și noi, giurgiuvenii, să ne reprezinți cu cinste orașul nostru, pentru că sunt convins că vei ajunge departe, ori pe plan sportiv, ori pe plan spiritual. Vă fac eu ghin, gata. Doamna profesor Nițescu, vă rog frumos, vă rog frumos să mergeți la copii și să ne interpretați o ultimă melodie. Și vă mulțumesc mult tot. Sigur, și vă mulțumesc mult tot pentru prezența în studio. Atât dumneavoastră, cât și copiilor. Plăcere. Tot eu fac spectatori, ne apropiem de finalul emisiunii. Înainte de a încheia, vreau să spun câteva cuvinte. Niciodată, cel mai greu lucru în viața noastră este atunci când popularitatea ne depășește personalitatea. Este cazul unui anumit domn de la CSM Dunărea Giurgiu, nu vreau să-i dau numele, că nu este frumos, dar un singur lucru se reține dumnealui: să fie maleabil, să fie aproape de copii, că ei sunt viitorul nostru. Dragi telespectatori, în fiecare joi de la ora 16 și vinerea în reluare de la ora 14, vă invit să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Și nu uitați, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. Ne-am putea pune întrebarea: cum putem obține aceste trei calități extraordinare? Răspunsul este simplu: prin educație. Dragi copii, educația este viitorul vostru. La revedere!